Zodia Gemeni, în săptămâna 5-11 aprilie 2021, are influența lui Marte pe personalitate, pe temperament. Marte, de altfel, este în sextil cu Soarele și va aduce un plus de vitalitate, de încredere în sine, de îndrăzneală, forță de afirmare și capacitate și dorință de a lua decizii. Energia vă puteți utiliza cu mai mult succes pentru socializare, pentru scopuri constructive. Relațiile de familie sunt aduse într-un plan de colaborare. Mercur în casa a 11-a vă dă șansa să analizați ideile pentru care aveți diverse conflicte sau aveți diverse, vă luptați pentru ele să le impuneți. Vă puteți exprima principiile, concepțiile. Puteți să căutați să încheiați săptămâna cu un aspect benefic între Mercur din Berbec și Saturn din Vărsător. Aici apare favorizarea profunzimii de gândire, planul ideilor vehiculate în grupul vostru de apropiați. Apare ambiția intelectuală în prim plan, capacitatea de concentrare, spiritul metodic, rațional și atracția către lectură. Relațiile de familie sunt ancorate în zona practică și morală. Venus din Berbec formează un sextil cu Jupiter din Vărsător, care vă favorizează în planul maturității afective, în planul generozității, al onestității și al dorinței de libertate. Sentimentele par a se ancora pe baze materiale, pe baze de legalitate, pe baze de echilibru. Din punct de vedere social, favorizarea popularității, a succesului în plan social, al creativității artistice și al dorinței de asociere. Relațiile pot fi reușite, pot fi pline de farmec, există o perioadă de protecție la accidente și de relații de familie care se remarcă prin fidelitate și încredere reciprocă. Marte este afectat totuși de cuadratura cu Neptun, care își lasă amprenta pe personalitate și pe temperament. Aici este adus o energie în plus, în planul imaginației, în planul iluziilor, în planul dorinței de aventură și de căutarea miracolelor, al extraordinarului. În carieră, sentimentele pot fi mai instabile, poate să apară ușor o tendință anarhică și o tendință care să vă afecteze până la urmă sănătatea. Deci aici vă trebuie foarte mult echilibru la genul acesta de influență.